Evenimentul zilele primăverii pentru a șaptea oară s-a desfășurat la Pancio. În tot anul, luna mai se organizează, dar de data aceasta s-a desfășurat pe data de 18 mai. Manifestarea a avut loc pe platou din fața sediului administrației orășenești, unde a fost și decernarea premiilor. Zilele primăverii este o manifestare care este dedicat prezentării obiectelor de artizanat, portului tradițional, dar nu lipsește nici mâncarea delicioasă. A fost organizat de Asociația Mâini Harnice cu sprijinul orașului Panceva și a organizației turistice. Din anul 2020, Asociația Femeilor Bunicuțele din Udin participă și întotdeauna obțin premii. De data aceasta este vorba de un premiu mare pentru pernă, dar doamna Ana Boier, președinta asociației, ne va dezvălui despre ce fel de premiu este vorba. Da, este o manifestare care în fiecare an de vreo 7 ani se organizează, dar noi am început în 2000 să mergem cu, de data aceasta, au fost căpătăie mici pentru, cu motive pentru copii. Și am primit ca cel mai frumos căpătăi și al doilea am primit iară un pehar pentru locul 2. În fiecare an am luat, într-un an am luat iar cel mai frumos căpătăi. Atunci au fost floral, motive florale și am luat de 2 ori câte locul 1 și locul 2 și atunci locul 2, locul 3, principal că în fiecare an am luat câte un loc pentru căpătâile care le-am dus. Care sunt impresiile dumneavoastră de la evenimentul respectiv? Pentru mine a fost foarte frumos. A fost așa mai liniștit, lume, participanți, să spun, au fost destui. Toate mesele au fost ocupate, au venit toți care s-au anunțat, însă n-a fost atâta public ca să vină să vadă, n-au fost interesați sau nu știu din ce cauză, însă a fost o atmosferă prielnică, tare bine ne-am simțit. Evenimentul a fost inaugurat de Milenko Ciucovici, consilier pentru muncă, angajare și politica socială. Membrele Asociației Mâini Harnice au reunit asociațiile din Rajen, Despotovac, Petrovac-Namlavi, Titel, Vârșăt și localitățile din jurul orașului Panceva.